Am revenit la jurnal. Interlop din Constanța, ucis în Malta în urma unei răfuieli. Principalii suspecții crimei sunt chiar trei români care au fugit de la fața locului, iar ulterior doi dintre ei au fost identificați. Temutul interlop Joseph Riva s-a murit la spital după ce a fost înjunghiat în piept cu un cuțit pe o stradă din Malta. Acesta a murit în urma unei altercații cu un grup de bărbați care, imediat după ce l-au înjunghiat, au fugit de la fața locului. Trei români sunt printre suspecți. Joseph Rivas, în vârstă de 43 de ani, este născut la Londra. El are dublă cetățenie britanică și română și, în trecut, a terorizat județul Constanța. În 2008, la Londra, a fost acuzat caz de omor din culpă după ce a ucis un bărbat în bătaie. Rivas a fugit din Anglia și s-a stabilit în Constanța. În 2013 a fost prins și arestat la Constanța după un scandal în care și-a bătut un coleg pe care l-a lăsat infirm și care, după 2 ani, a murit. Instanțele britanice nu au reușit să obțină extrădarea lui pentru sentința de închisoare pe viață după omor. Rivas a fost însă judecat pentru tentativă de omor și condamnat la 3 ani în februarie 2013, dar eliberat după câțiva ani pentru bună purtare. În 2015, Rivas a fost unul dintre cei 6 bărbați arestați de poliția română și acuzați de un jaf într-o casă din Nevodari, de 100.000 de euro și de torturarea proprietarului și a prietenului său.